Ce se întâmplă? Ce-i nebunia asta? Max, trebuie să mutăm toată marfa de la spălătorie, că s-au prins gabori, au mirosit ceva și nu-mi place. Vreau să fiu precaut. Păi cum s-au prins, mă? De unde? Nu mai sifon, dacă ne-a dat cineva în primire, că altfel nu se poate. L-au luat alaltă de pe Iuliu, mă. Și știi cum e asta? Că o vinde și pe măsa și pe taxul pentru nimic. Ce vrea, că nu înțelegi? Max! Tu ce cauți îmbrăcat așa, mă, ești nebună? Vină cu face. Te rog frumos, te duci acasă imediat. Nu, pentru că seara nunții noastre și eu vreau să petrec cu tine. Băi, nene, am probleme mari de tot. Du-te de aici, te rog frumos, du-te în club. Înseamnă asta, domnul polițist, de n-am făcut nimica. Lași din gură, vorbim la asta. Ce? Dar ce s-a întâmplat, domnul? Lăsați-o în pace. Intrați în ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? Domnișoară, du-te acasă. E mai bine, du-te acasă. Zim ce s-a întâmplat. Sunt niște traficanți de droguri, da? N-ai treabă cu asta. Du-te, pe unul l-a împușcat, hai. Cum adică pe cine l-ați împușcat? Știi tu, poate tipul Ghiu? Du-te acasă. Ai bani de taxi? Hai! Max, ce cauți aici? Liniuțo, m-am dat de dracu. Gras. Ce s-a întâmplat? Nu e bine deloc. Caută poliție. De-abia am scăpat de acolo. Te pot ajuta. Acum sunt soția ta. Și cu ce poți tu să mă ajuți? Mă ajută tactul? Hă? Mă scapă el de poliție? Că la pușcărie eu n-am chef să mă duc, crede-mă. Mă doamnă să miște nici un deget. Dacă află că ne-am căsătorit în secret, te-ar distruge. Stai, mă, n-am stabilit că venim și-i spune împreună? Dacă nu se întâmplă asta cu poliția, dar... Și ce fac în situația asta, a? Dă-te de aici. Domnișoară? Da. Ce? Micul dejun. Da, mă, lasă că cobor eu să-l iau, hai. Domnul Varla am zice să nu mai dormiți atât. Da, mă, nu mai dorm, hai, du-te, du-te. Păi și eu ce fac, vi-l aduc sus? Băi, du-te, adu-l aici, adu-te o tavă cu mâncare cu toate și pune-le aici, da, că le iau eu, hai. Zice da. Proastă. Păi cum să pricep dacă hai. Sunt o proastă?
vin. Hai, repede! Închis ușa. Da, am închis. Ștegești tu praful. De ce te încui? Mă trimis să-ți iau porcăriile astea de mici. Ce, mă, ce s-a întâmplat? Ce cum ce s-a întâmplat? M-ai dus, m-ai trimis acolo să am niște emoții din astea de... Nu mai știam ce să fac, mi-am rus toate unghiile. Era sigilul pe ușa, a trebuit să rup, am lăsat amprente pe acolo. Hai, și așa mulțumești, îmi încui ușa. Dar tu știe? Hai, mă, știi ceva? Hai, pleacă! Așa mulțumești tu! Hai, pleacă! Așa mulțumești! Nu e nici acolo! Hai, mă, ieși, că oricum te-a văzut! Deci e vina mea? Când ți-am zis că trebuia să plec de mult de aici? Nu pleci, mă, nicăieri aici, rămâia să ai, te-a scus pe dulapul, nu știu, deci pe ele, nu știu ce faci. Unde vrei să pleci? Băieți, ocupați-vă poziții. Acolo, acolo și acolo. Hai, repede. Opa! Gata, Nemir, ce te-ai hotărât? Ai mandat, mă predau. Nu trageți, bă, că mă predau. Ce caută poliția aici, Grigore? Eu n-am chef de glume, să știi. Îl caut pe Max. Aseară am vizitat traficanția de droguri de la servici și sala de biliard, iar Max a reușit să scape. Și ce? Cum și ce? Nu e prieten cu fata ta? Și ce? Păi nu fi nebun să ascundă la mine. Hai cu mine. În poziții. Ce cauți, mă? În casa mea, a? Zi, mă! Ce cauți în casa mea? Max, vreau să stăm de vorbă. N-avem ce să discutăm! Ia pe toată lumea înapoi, că omor! Împușcă-l, să terminăm o dată. Stați pe loc, nu vă apropiați, vă rog. Nu mișcă nimeni. Grigore, du-te acasă. Hai, Grigore, te rog, hai în casă, te rog frumos. Max! Să nu trageți, vă rog frumos! Max, mai bine, spre bine. Lasă-mă, nu mai spune tu mie ce-ți fac! Lasă pistolul jos și înaintează spre mine. Este bine tău, Max. Max, ascultă-mă. Lasă-mă împărce, că și eu ce fac. Max, nu te juca cu viața ta. Predete. Lasă pistolul jos și predete. Este bine tău, Max. Ascultă-mă pe mine. Lasă jos pistolul, Max. Taci din gură, Max, ei am crede pușcărie dacă nu te grăbai. Predete, Max, este pe binele tău, înțelege-mă. Tu să taci, să nu mor tu înaintea mea. Dați-vă la o parte toți. Vreau să plec acum. Toată lumea la o parte. Trece statele meu. Dați-vă la o parte. Lăsați armele în jos. Ai jos cu armele alea odată. Repede, hai, hai, repede.
Dă-te mai în spate. Max, ascultă-mă pe mine. E mai bine să te predai. Să plece și ea de acolo imediat. În spatele meu, repede. Hai, băieți, nu stați. Max, te rog foarte mult, ascultă-mă foarte bine. E spre binele tău să te predai, Max. Mă, mișcați-vă odată să treacă mai repede în spatele tău. Treceți în spate, treceți în spate, repede. Lăsați armele. Toți lăsați armele. Dacă lași pistolul jos acum, îți promit că n-ai să pățești nimic. Spre binele tău, mergem la poliție, faci o declarație și îți promit că îmi analizăm cazul. Max, crede-mă că nu se va întâmpla nimic, îmi iau eu responsabilitatea asta. Crede-mă. Dar ce... acolo ți-am zis, nu te mai apropia de mine. Max, crede-te. Este binele tău. Mă interesează ce bine vrei tu mie. Este ultima oară când te rog. Max, crede-mă. Taci. Max, gândește-te bine ce faci. E iagră. Max! Max!